Radio Vocea Speranței Teatrul s-a mutat din selile de spectacol pe terasă. După o pauză de câteva luni, actorii de la Genezarta au revenit în fața publicului. Despre emoțiile teatrului în aer liber discutăm în această dimineață cu actorul Nicu Țurcanu. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Prima oară la dumneavoastră în studio. Mulțumesc frumos ne pentru pare invitație! Bine. După o absență de, cred eu, vreo jumătate de an... Cinci luni. Cinci luni, ați revenit în acest weekend... Doar că într-un alt format sau decor, cum a fost revenirea și este aceasta cea mai lungă perioadă în care ai stat departe de scenă ca actor? Absolut, absolut. Revenirea s-a lăsat așteptată. Vă dați seama, 5 luni de zile pentru un actor ca să nu iasă în lumina râmpii e o încercare destul de grea, pentru că abilitățile actorului, dacă nu sunt puse în practică, ele încet, încet duc în jos. E, e, ca în sportul de performanță, adică Absolut. cât mai mult lipsești din... A... Mușchiul trebuie antrenat permanent, vocea, uh, picioarele, energia pe care o transmiți, uh, toate aceste lucruri se leagă și într-un final creează spectacolul. Uh, noi însă am fost uh, lipsiți de această plăcere, să-i spunem, pentru că pentru fiecare dintre noi, în primul rând, este o plăcere ca să faci teatru uh, și, în al doilea rând, este jobul pe care îl ai. A fost o încercare foarte grea, am fost practic izolați cu toții, nu am putut să ne vedem tet a -tet. fizic mă refer doar ne-am sunat, online, video chat, am citit foarte mult în această perioadă, ne-am ne -am informat, am călătorit virtual în mai multe părți, ale lumii, pentru că a fost oferit accesul la diferite muzee, la diferite teatre. Uite că acum am avut posibilitatea să călătorim și să ne informăm. Acum ați jucat în weekend, ați jucat pentru 50 de spectatori, da? Da, am jucat pentru 50 de spectatori, mai mult nu se permite. Astea sunt regulile antiepidemice. Uh, e complicat pentru că o sal de la o sală de 200 de locuri la una de 50 e diferență foarte mare. Uh, așteptam reacțiile care erau înainte. Și oamenii, plus la asta, că s-au schimbat foarte mult Au devenit așa mai reticenți, mai retrași Măștile nu le permit ca să-și exprime toată emoția Nu le emoția. zâmbetele sau... Nu le vedem zâmbetele la mulți Pentru că unii își țin masca pe tot parcursul spectacolului Alții și-o lasă mai jos, dar toți au mască E un joc al măștilor, și pe scenă, și. Da, <laughs> în noi, e, practic, Teatrul Geneza Art e în prima linie, așa cum sunt și uh, medicii, în prima linie, în contact cu spectatorii. Uh, și credem noi că această revenire la artă uh, e de bun augur pentru toți cei care sunt dornici de artă și se hrănesc cu asta. Este acesta cel mai mic număr? de spectator pentru care ați jucat vreodată? Într-o sală de spectacol, care a fost cel mai mic număr? Ați jucat, de exemplu, pentru 10 spectatori sau, în general, un spectacol nu se joacă pentru un număr atât de mic? Se joacă, se joacă, dar 50 de spectatori nu știu dacă am. Poate la începuturile teatrului independent, Geneza Art, pentru că atunci încă nu ne cunoștea foarte multă lume, mulți erau aduși poate atunci, dar nu mi-aduc aminte niciodată să fie avut atât de puțini spectatori în sală. Și o diferență de emoții te responsabilizează mai mult un număr mai mare de spectatori sau pentru un actor e aceeași responsabilitate dacă joacă pentru un spectator sau pentru 500? E aceeași responsabilitate, dar mai degrabă, numărul mic de spectatori te deznădăjduiește. Mm. Tu... Practic, te cheltui, îți oferi toată gama, palitra de culori pe care o ai pentru a transmite emoția, mesajul spectacolului, și în sala, când sunt puțini, puțini ochi, e mai complicat. da? Parcă, când sunt mai mulți, te simți și tu în apa, în amploare. Această revenire a fost posibilă pentru că aveți o terasă în curtea Teatrului Genezard. Exact. Cât de dificil este, din punct de vedere tehnic și logistic, să se joace o, un spectacol în aer liber? A fost o terasă transformată în depozit, unde noi ne țineam recuzitele, decorul și, din cauza regulilor care nu se permit pentru a juca în sala de spectacole, am hotărât ca să deschidem acest depozit și să-l transformăm într-o sală improvizată a Teatrului Independent Geneza Art. A fost diferit, dar nu știu cum în același timp la fel acasă în ograda ta, în, mm -hmm. în grădină. Asta ne-a responsabilizat și mai mult pentru că am fost impuși să menținem și noi distanța socială, să nu ne apropiem atât de mult de colegii noștri. Am schimbat și câteva mize în scene pentru că eram prea buluc, prea grămadă. Mm -hmm. Și asta vrei nu vrei îți lasă o amprentă, așa, un gust amar. Și dacă, la nivel tehnic, aceste schimbări sunt mai ușor de făcut, aș spune. Eu, la nivel de joc actoricesc, e chiar greu să redai aceleași stări stând, păstrând o anumită distanță. Absolut, absolut. E, e complicat, dar încercăm să ne ghidăm de toate regulile pentru a fi noi sănătoși și pentru a ne proteja. Dar cum s-a făcut propriu-zis acest lucru? Prin, nu știu, s-au adăugat replici acolo unde era un gest, de exemplu? Sau... Nu, 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 nu. La fel a rămas textul, doar că am încercat să fim puțin mai distanțați. Mm -hmm. Ați revenit cu TOC. Am revenit și... cu TOC, cea mai întrebată comedie și cea mai vândută comedie a teatrului e Geneza Art. La fel i-am simțit și pe spectatorii noștri fideli în momentul când am pus anunțul că Teatrul Geneza Art și redeschide ușile pentru spectatorii noștri fideli, sute de, de mesaje le-am primit uh, ura, mulțumim că reveniți în sfârșit și multe, multe alte mesaje de genul și ne bucurăm foarte mult că publicul ne susține și își doresc ca noi să revenim în fața lor. Și mi se pare chiar o piesă potrivită pentru aceste timpuri, pentru că e vorba și acolo de anxietate, de probleme de sănătate, dar sănătate mentală, de, de, de astea comportamente obsesiv-compulsive Absolut, din ai care fost, ai fost, să vezi? Am fost, sigur. <laughs> Atunci știu. suntem în temă. Știu da, într-adevăr, e... este ca se pliază, perfect, se pliază pentru... perfect cu ceea ce se întâmplă la momentul actual în societate, în lume, pe mapamond și, în practic, e foarte actual ceea ce jucăm noi și, din cauza asta, și spectatorii probabil se regăsesc mult mai ușor. Nu a fost perioada de pandemie pentru actori, mai ales pentru actorii independenți. A fost foarte complicat, da, a fost foarte complicat uh, uh, și financiar, și spiritual, uh, dar uh, ne-a ajutat forțele bune să revenim totuși înapoi. Eu personal, noroc că am unde să merg la țară, pentru că de acolo vin. Acolo am stat fost, izolat da? acolo, cu părinții, cu fratele meu, cu familia și a fost mult mai ușor pentru că aveam deschidere, aveam unde ieși, în grădină. M-am apucat mai mult de agricultură, sădit de copaci, fructiferi și multe, multe alte lucruri, și mai ușor am trecut peste asta. În pofida celor care n-au această posibilitate, care au stat închiși în apartament și nu aveau unde ieși, bănuiesc că lor le-a fost mult mai complicat. N-ați avut încercări de spectacole online? Am transmis spectacole online, am transmis spectacolele noastre filmate, dar teatrul online e ca și cum ai încerca marea cu degetul. De asta e teatru și nu e film, pentru Absolut. că. -i... Este emoție vie și tu trebuie să ai contact direct cu colegul tău, cu spectatorii și multe, multe alte lucruri. Dar cum crezi? Ți se pare că breasla artiștilor a fost cel mai mult neglijată de autorități în această perioadă? Pentru că, nu știu, dacă ne uităm, s-au deschis mai întâi piscinile, apoi teatrele. Uh, cultura a fost neglijată și, practic, asta se întâmplă tot timpul. Cultura este lăsată la urmă. Uh, bă Bănuiesc și din ce cauză este lăsată cultura la urmă, pentru că Probabil mulți își doresc ca oamenii de la noi să fie așa, un pic mai fără cultură. Și asta se observă pe stradă, asta se observă în magazine, asta se observă peste tot. Mi se pare că oamenii au devenit și mai răi, și mai înrăiți, și mai fără cultură. Din păcate. Din păcate. Tristă constatare. Absolut. Acum jucați pentru un număr redus de spectatori. Prețul biletelor a rămas același, am observat. Da, prețul jucați biletelor a rămas acela. Așa. mai mult din entuziasm acum sau... În primul rând entuziasmul, pentru, pentru că asta, în primul rând, e nevoie ca să aibă un actor să fie pasionat de ceea ce face și să iasă cu plăcere în scenă. Asta ne menține și pe noi, ca profesioniști în domeniu, să jucăm, să menținem ceea ce am adunat până acum. Da, sunt mai reduse și veniturile teatrului, și veniturile noastre, dar cât de cât am ieșit la muncă, am ieșit din zona noastră, din găoacea noastră, unde am fost izolați. Și asta probabil ne ajută mai mult spiritual ca să trecem peste acest impas. Vezi niște efecte pe termen lung ale acestei perioade de pandemie asupra culturii în general sau a instituției artistice în care tu activezi ca actor? Absolut, este evident. S-au închis foarte multe teatre, au falimentat foarte multe companii teatrale din lume. Uh... Văd că e mai mult în general, nu doar teatrele, dar s-a transformat așa într-o uh, într supraviețuire, știi? Deci toți încearcă cumva să supraviețuiască. C e mai mult așa, parcă formal, nu știu cum, punctat. Oamenii încearcă doar să se să, să iasă la mal, dacă până acum era ceva mai bine. Eu sper să le revină cât mai curând oamenilor poftate. Și de... eu sper, pentru că de asta depinde tot și spectatorii la teatru și numărul de oameni și numărul de bilete. Când îmi preconizați să reveniți în fața unei sări pline? Când ni se va permite. <laughs> Scurt și clar, da? Da, asta abia așteptăm. Pentru că dacă dă frigul sau ploile deja, nu știu, în aer liber sau e, e posibil și așa. Ne gândim încă. Noi trăim cu ziua de azi. <laughs> și sperăm să țină, să țină soarele cu noi cât mai mult timp. Trăiți <laughs> clipa, da? Da. Nicu, eu îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru dialog și vă doresc cât mai curând să jucați în fața a sute de spectatori. Și îți eu vă mulțumesc mult. foarte mult și îndemn pe toți ascultătorii voștri și pe spectatorii noștri dacă ne ascultă la această oră să fie precauți, să se informeze înainte de a ieși în stradă, să... Și îmbogățească abilitățile lor spirituale, emoționale, de ce nu, și îi așteptăm cu mare, mare drag la noi, la Teatrul Genezard. Mulțumesc încă o dată! Radio, Vocea Speranței.